Este ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici pe B1 TV. Foarte interesantă această zi. La București s-a votat bugetul capitalei, dar Negoiță a mers să-i facă plângere penală lui Nicușor. Nicușor zice, dom'le, un om curajos Negoiță ăsta de la sectorul 3, dacă s-a dus el, s-a apropiat de parchet de unul singur. O să discutăm despre acest lucru, mai cu seamă că este scandal la nivel local. În PSD și PNL au început să plece lideri de județ. Ciucă și Ciolacu sunt plecați prin țară și fac declarații comune, cer apel la unitate în întreaga țară. Spun că orgoliile locale sunt mai puternice. Asta după ce aseară le-a plecat Independenta de pe listă. E să vezi acum, Rareș Bogdan sau Mihai Tudose vor fi femeia independentă care deschide lista. Când ne-au nebunit cu povestea asta cu femeile pe listă și căutați-le că nu le găsiți pe liste, de fapt, despre asta este vorba. Sigur, tot astăzi o să vă arătăm și cum se modifică salariile bugetarilor, pentru că va fi un venit fix, vor fi sporuri de performanță, recompense și așa mai departe. O să discutăm și despre bugetele de la sănătate, pentru că e dezastru la Casa Națională de Sănătate. Din nou nu le ajung banii și urmează scumpiri ale medicamentelor. De la ora 4 aici în direct la Politica Zilei va fi și primarul general al capitalei Nicușor Dan. O să vedem însă și prima reacție a candidatului Cătălin Cârstoiu din partea PSD și PNL la votul pe buget, iar de la ora 17 ministrul energiei și președintele PNL București Sebastian Burduja în direct aici la Politica Zilei. Începem 3 ore de Politica Zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această primă oră în platou alături de mine, Dorin Cojocaru, președinte April, mulțumesc foarte mult. De asemenea, Ștefan Florescu, președinte PMP Sector 6, mulțumesc foarte mult. Ni se alătură printr-o legătură video profesorul de economie Mircea Coșa, vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și de asemenea, deputatul USR Nicu Fălcoi, mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc pentru invitație. Haideți să vedem împreună principalele declarații ale lui Ciucă și Ciolacu despre apelul ăsta la unitate în interiorul coaliției. După ce depășim cele mai mari orgolii sunt cele locale întotdeauna, eu cu domnul președinte Nicolae Ciucă am depășit aceste orgolii și am văzut ce înseamnă buna credință, ce înseamnă o echipă pentru România, nu neapărat pentru noi doi. Și să știți că eu sunt mândru de această decizie și cred că drumul corect acesta este. Și vom vedea prin votul românilor pe lista comună de la europarlamentare dacă aceasta este calea pe care o avem de urmat. Suntem cu toții conștienți că dezbinarea și haosul sunt dușmanii României, dușmanii noștri ai tuturor. Dezbinarea pentru că în loc să putem să punem la oaltă toate eforturile și toată forța să ne dezvoltăm și să avem o dinamică a dezvoltării, haosul, pentru că știți cu toții, are efecte în tot ceea ce înseamnă derularea proiectelor, absorpția de fonduri și în tot acest ansamblu, am spus-o și o subliniez în continuare, prin tot ceea ce înseamnă responsabilitatea la nivelul liderilor politici, trebuie să dea deoparte tot ceea ce ține de orgoliu personal sau orgoliul vreunuia dintre partide, pentru a putea să-și dedice întreaga activitate așteptărilor cetățenilor. Cetățenii așteaptă de la noi să fie ordine, să existe o asumare și o claritate. O asumare și o claritate, vă dați seama câtă claritate la oamenii ăștia. Le-a plecat și Independenta seară din motive personale. Realmente sunt personale. Pentru că, vedeți, când ai ascensiunea asta în politică bazată pe recomandări și ești protejată chiar președintelui Iohannis, e complicat. Nicu Fălcoi, la Timiș, avem prima plecare din PNL. Înțeleg că Alin Nica pleacă din PNL. Zicea că se înscrie la Forța Dreptei. Ludovic Orban zice că nu s-a discutat așa ceva, deci nu va exista această candidatură. Voi acolo, din opoziție, cel puțin, cum vedeți lucrurile?
Bine, Alinica nu a plecat încă din PNL. Faptul că există un scandal imens și astăzi chiar a fost o demonstrație de forță a lui Alinica aici în Timișoara, cu o conferință de presă la care a invitat foarte mulți primari și candidați de primari de la PNL care să-l susțină, să-și dovedească susținerea față de el, e cu totul și cu totul altă discuție. Da, până la urmă, eu am fost în multe conflicte, ca să zic, de-a lungul timpului cu Alin Nica aici pe plan local, dar faptul că el a fost împotriva PSD-ului dintotdeauna, acest lucru nu pot să-l contest. Este un contestatar al PSD-ului, aici la nivel de județ niciodată nu s-a înțeles cu PSD-ul. Acum, dacă Ciucă, Nicolae Ciucă a fost parașutat așa în PNL, el fiind PSD-ist prin structură, fără doar și poate, a fost parașutat de alt PSD-ist prin structură, Klaus Iohannis, în PNL, el crede că lucrurile se rezolvă așa absolut peste tot. Iată că nu se rezolvă, iar disoluția PNL-ului și dizolvarea lui în PSD e doar o chestiune nu de dacă, ci doar de când se va întâmpla. Vorbește inclusiv despre o alianță la parlamentare, inclusiv Ciolacu zice că trebuie să vedem dacă aceasta e calea de urmat după votul de la europarlamentare. Nu mai putem avea sute de miniștri, 10 prim-ministri, este ceea ce zice Ciolacu. Iohannis ieri a lăsat de înțeles că există posibilitatea unor candidaturi comune și în toamnă. Ștefan Florescu, oamenii ăștia pregătesc o alianță națională, așa au zis zilele trecute. Vă dați seama, interesele fiecăruia dintre ei sunt mari acolo în teritoriu. Vă spun sincer, dacă ai un candidat bun care poate să aducă voturi și să bată, de ce să nu te bazezi pe el sau să îi dai girul în continuare să candideze, să poți să câștigi în teritoriu acolo, dar se pare că ei pun înainte de toate interesele politice ale lor și mai apoi interesele oamenilor. Asta e viața în politică. Până la urmă am văzut că aici în București și-au găsit candidatul coaliției. Vedem ce va face candidatul coaliției. Foarte târziu, după părerea mea, au ieșit cu un candidat pentru primăria Capitalei, care nici măcar n-a făcut administrație publică locală până acum. O, dar vorbește de două zile, dar nu se mai oprește. Știe cu traficul, cu autobuzele pe străduțe, cu traficul. Da, numai că vă dați seama, având șef de campanie și de la PNL și de la PSD, vă dați seama ce tocană de campanie electorală va face alianța cu acest domn candidat. Mă tem că va ieși pe un locul 3 onorabil, dar e alegerea lor. Bun, depășind momentul, așa au înțeles ei că e bine să facă politica, să găsească pe cineva care până la urmă să le servească strict interesele lor. Bun, depășind momentul acesta politic, o să vedem ce se întâmplă și la București. Eu vă spuneam, ora următoare va fi aici în direct și Nicușor Dan. Schimbăm registru, se discută zilele acestea despre plafonarea la alimentele românești și o poveste întreagă despre suveranitatea agroalimentară. Domnule profesor Mircea Coșa, retailerii însă spun că există un pericol real ca plafonarea să ducă nu doar la dispariția unor anumite mărci, unor anumite produse la raft, dar și la refuzul retailerilor de a mai primi produse românești, alimente românești în magazine. În continuare, ministrul agriculturii a spus că nu avem această problemă a lipsei de alimente, a penuriei de alimente și mai spunea că ei gândesc o schemă prin care să avem o plafonare de cel puțin 20% la adaosul comercial pentru produse românești. Cum vedeți toată această, că pare că e o strategie pe care o au în zona asta a plafonării? Insistă foarte mult. Nu o văd bine deloc și nu e prima oară când spun lucrul ăsta. În primul rând că nu este vorba despre lipsa de alimente. Este o manipulare care o întâlnim mereu. Alimentele sunt peste tot. Prețurile sunt diferite. Deci nu cantitatea de alimente contează, ci contează cantitatea de alimente pe care o poate cumpăra omul cu banii pe care i-ar. Asta e problema mondială. Ar trebui să mai se citească și
Cred că am pierdut... De alimente este la un nivel mai mult decât satisfăcător. Prețurile scad pe piața mondială, dar nu scad prin metode de-astea de plafonare a adaosului care n-au niciun rezultat. Scad prin scăderea costurilor de producție, care în România nu se aplică. De ce nu se aplică această metodă de a reduce costurile, măcar la energie, măcar la apă, la îngrășăminte? Atunci, sigur că ar fi o scădere. Plafonarea adaosului s-a dovedit că nu funcționează. Este și teoretic greșită, pentru că pe ansamblu, marja de profit rămâne aceeași. Cresc prețurile în altă parte, iar pentru că plafonarea se face nu pe produs, ci pe sortimente, anumite sortimente plafonate dispar și rămân cele care sunt cu prețurile neplafonate. E o chestie care nu se mai discute. De luni, de zile o tot spunem și scriem toate manualele. Din și persistă în această metodă, este un atac direct la produsele românești, pentru că firma magazinului aduce mărfuri din producția locală. Ministerul are ceva împotriva acestor mărfuri cu marca magazinului și rămân cele mai scumpe, care majoritatea sunt din import. Deci politica aceasta pe care Ministerul Agriculturii o practică în legătură cu alimentele de bază este foarte greu de înțeles, pentru că ea nu are niciun rezultat în direcția în care se așteaptă. Nu scad prețurile, nu se întâmplă nimic bun, ba din contră, scade calitatea produselor cu adaos plafonat și lucrul cel mai grav, să ajunge la o caua mică, cum se zicea pe timpul lui Cuza, adică la același preț avem un gramaj mai mic. Asta e situația. Am observat în primul rând. Se persistă într-o metodă care nu are aplicabilitate. Asta, apropo de o caua mică, asta am observat. De la un litru sau un kilogram am început să avem 900, 700, 800, tot scade și nu știu, să plecăm la 100 de grame. Dorin Cojocaru, explică-ne puțin, poate înțelegi mai bine că ești în industria asta decât înțeleg, nu știu, eu sau telespectatorii să uită la noi. De ce insistă atât de mult cu plafonarea? Pentru că ea efecte reale, nu pare că a produs. Din contră, pare că scoate producătorul român în raft, de pe raft. Mi-aș cerut să nu vorbesc tehnic. Da, da. Ca să înțeleagă oamenii. Dar așa. Este foarte greu să explici netehnic, plecând doar de la o lozincă plafonare. Plafonăm adaosul comercial, mai ales că a fost plafonat profitul brut. Deci, e foarte complicat să înțeleagă publicul. Încerc acum să spun bile albe, bile negre. Ce a vrut să spună poetul? Poetul, în prima fază, a vrut să spună că dacă plafonezi produsele românești, adaosul comercial, dar de fapt e profitul brut, se vor vinde mai bine. Un fel de promoție sau Black Friday. Dar și astea se fac o lună de zile, maxim două, sau în anumite situații când stocurile produselor românești sunt mari și ele sunt perisabile. În momentul în care tu vrei să plafonezi toate produsele românești, dar nu spui micul retail, marele retail, că micul retail, cei care au cerut închiderea hipermarketului în weekend, se aprovizionează, culmea, de la hipermarketuri sau de la depozite, tot produse străine. Și acum tu vrei să spui că bazându-te pe lozinci o să ajungă ea să cumpere produse românești? Nu, toată lumea vrea profit. Și eu n-am mai cerut nici prelungirea ordonanței 67 în luna ianuarie, pentru că dacă vrei într-adevăr să scazi prețul la raft pentru puterea de cumpărare scăzută și să oamenii să poată să cumpere mai mult, de ce n-ai redus TVA-ul? De ce ai mărit accizele la combustibil? De ce unele produse cu adaos de zahăr are TVA de la 9 la 19 și dintr-o dată scumpirea s-a făcut cu 10% în secunda 2? Deci, am mai spus în emisiunea noastră, care este cota de participare a statului în structura de costuri la un produs alimentar, în structura de preț la raft? Aveți TVA-ul, după aceea ne întoarcem. Facilități fiscale în agricultură, industria alimentară au fost ridicate, accizele la motorină, transport, marfă, toate au crescut. Normal că va crește prețul la raft. Și vii și spui, plafonezi. Ok, plafonezi, dar ce dai la schimb? Îmi dai mie facilități pentru producția internă? Adică m-a ajuns pe mine în reducerea costurilor în investiții, pentru că să tot dă exemplu plafonarea la energie și la benzină cum a fost atunci. A fost o perioadă scurtă și s-a dat ceva la schimb. Eu am cerut la schimb acciza la motorină, transport marfă de la fabrică la magazin. Analiza laborator, buletinul de analiză care se fac pe food safety. Știți cât? 3% impact pe cost.
angajații acum de la 6% impact pe cost au devenit 10-15%. Toate acestea sunt costuri care cine le va plăti la final? Consumatorul. Deci e foarte complexă problema. Eu am înțeles așa până acum, Ștefan Florescu, că am plafonat niște produse, lista aia, mă rog, păi și pe acolo eu am mai văzut niște modificări, mergem tot să cumpărăm, înțelegem, dar au crescut prețurile în zona nealimentară foarte mult, 20-30%. Nu se mai găsesc produsele alea, nu e cofrajul, nu mai e cu ouăle alea, numărul ăla de bucăți care e trecut în ordonanța ăstora. La iaurt, la legume, la fructe, ba din contră, au crescut prețurile, dar nu se mai opresc. Și atunci, care e gândirea guvernului? Cel mai bine știu agenții economici, pentru că lor nu le scad cheltuielile. Da. Ei plătesc chirie, plătesc utilități, plătesc transport, plătesc la aceleași prețuri. Practic, mai mari, mai mari. Iar și mai mari, pentru că mari. Prețurile au crescut. Ei n-au cum să scadă prețul la produs. În piețele agroalimentare și în piețele astea sociale pe care le de stat, 80-90% dintre comercianți, dintre vânzători, nu sunt producători, sunt comercianți. 90% e marfă din import, nu e marfă produsă în gospodăria oamenilor. Automat, zilele astea auzeam că tot vor să închidă hipermarketurile sau supermarketurile în weekend. Păi cu ce alternativă vii ca să poți să închizi hipermarketurile? Unde se duc oamenii să cumpere marfă? În piețele care au marfă plină din import? Trebuie să vii cu o alternativă și să le dai ocazia oamenilor să cumpere legume și fructe direct de la producători. Și ca să faci asta, trebuie să vorbești cu primarii care de ani de zile nu au organizat piețe volante în București. Vorbim aici, în București. Ca să poată să vină, să facă un contract cu confederațiile agricole, să vină pe weekenduri, vinerea, sâmbătă, duminica și să-și vândă produsele. Ținând cont și de faptul că în piețele agroalimentare păstorite de primările de sector în administrare luate de la Primăria Generală a Capitalei, nu sunt locuri de parcare. Hipermarketurile au sute de locuri de parcare unde pot veni oamenii să-și facă cumpărături. Și condiții de depozitare nu sunt și tot parte, așa. Pe de altă parte, salariul nu-l iei în fiecare săptămână. Îl iei odată la două săptămâni și oamenii de obicei se duc și își fac cumpărăturile sâmbătă și mâncare pentru că își termină ziua de muncă și pensionarii la fel. Dacă se duc în sâmbătă și duminică, și sâmbătă și duminică zici, domnule, că sunt doar cei care muncesc. Nu, sunt și pensionarii pentru că și tot atunci și au pensia. La jumatea lunii sau la sfârșitul lunii. Și de asta sunt, dar nu putem să venim cu alternativă atâta vreme cât administrația publică locală nu se mișcă și nu dă concursul producătorilor să poată să-și vândă produse proaspete. Pentru interesul bucureștenilor. Măcar eu dau și o soluție, măcar să aibă o discuție cu hipermarketurile și în parcările hipermarketurilor, măcar o dată în fiecare săptămână, de vinerea până duminica. Cred că e greu de acceptat. Greu de acceptat la hipermarketuri. Da, Nicu Fălcoi, da, mă uit așa, doamne, produse românești să le plafonăm adaosurile. Păi stai un pic, că eu am citit și m-am interesat și am vorbit cu oamenii ăștia. Înțeleg că avem cel mai mare preț la energie. Ești o brutărie, ești nu știu ce fabricuță mică, nu știu ce produci, plătești cel mai mult la energie. Păi și tu, energie, cheltuielile, taxe pe salarii, le-au scos și facilitățile în agricultură, modificările astea toate legislative, tot felul de alte costuri pe care noi le avem mai mult decât alte state. Deci devine necompetitiv producătorul român și tot lui îi plafonezi. Că până la urmă și el se duce să vândă aici, nu-i vorba doar de retail. S-au mai plâns odată producători, procesatori. Eu efectiv nu înțeleg. Zic suveranitate oamenii ăștia, așa zic ei, suveranitate agroalimentară. Pe de altă parte, producătorul român e cel mai hăituit. Da, problema este că, din păcate, guvernanții noștri nu înțeleg absolut deloc economia, cum funcționează economia de piață. Cererea și oferta sunt lege în orice economie de piață din lumea asta. Orice plafonare, orice încercare de stabilire artificială a unor prețuri nu face decât să disfuncționalizeze această economie de piață. Și ce se întâmplă? Se întâmplă că ori dispar produsele acelea, cum să vă zic, absolut orice comerciant, orice retailer din lumea asta, fie el mic sau mare,
are o marjă de profit la, cu care își face planul de afaceri. De ce marja aia de profit? Pentru că el trebuie să aibă, are niște cheltuieli, are și nu, că, na, cheltuielile nu intră în profit, ca să nu bulversez acum pe cei care se uită la noi. Dar el are niște cheltuieli fixe cu salarii, cu chirii, cu utilități și așa mai departe, pe care trebuie să și le acopere. Iar la sfârșit, după ce scade toate aceste cheltuieli, trebuie să aibă și o marjă de profit pe banii pe care îi investește în această afacere, astfel încât să-i convină celui care deține acțiuni, proprietarului acelui retailer, să țină acel retailer pe piață. Va da. Face absolut tot ce ține de el retailerul, astfel încât acea marjă de profit să nu scadă. Și atunci ce va face? Bineînțeles că dispare aceste produse românești de pe raft, că se va duce către produse de import, la care nu are nicio limitare a adaosului comercial. Va face, își va crea propriile firme, bineînțeles cu branduri, cu tot cu produse de import pe care le aduce acolo, va mări marja de profit pe produsele care nu sunt plafonate nealimentare și astfel tot acolo se va ajunge, iar cheltuielile oamenilor în niciun caz nu o să scadă, doar că o să pună mari probleme producătorilor români care se văd în imposibilitatea de a-și mai vinde marfa și de asemenea și oamenilor care se vor trezi că trebuie să plătească prețuri mai mult mai mari prost, pe alte produse. Spunea domnul Coșa despre calitate. Dorin Cojocaru, dar ce vrea să însemne suveranitatea asta agroalimentară? Suntem în campanie electorală. Ah, ok. Să aruncă în mass media lozinci frumoase. Tocmai pentru că mi-a spus să nu vorbesc tehnic. Problema este că cei care iau aceste decizii nu stau de vorbă cu specialiști. Pentru că ce s-a întâmplat săptămâna aceasta, suntem total deranjați, mai ales Federația Romalimenta, pentru că noi expunem problemele tehnic, de bun simț, profesional, dar dacă nu se ține cont, există riscuri. Întotdeauna când e o decizie majoră și vrei să intervii pe piață, trebuie să faci simulări. Care sunt punctele bune, care sunt riscurile? Riscurile sunt ca produsele alimentare românești să nu mai fie listate la raft. Pentru că el este agent economic privat, el își pune pe raft ce consideră el că îi aduce profit. Indiferent că e marcă proprie, indiferent că sunt produse de brand. Dacă lui nu-i aduce profitul pe care l-a cerut firma mamă, se duce în Polonia și își aduce de acolo. Și micul retail care a cerut la guvern săptămâna aceasta să se închidă hipermarketurile, da. Ei nu realizează că e ca și cum dumneavoastră o televiziune aș cere altă televiziune să fie închisă două zile pe săptămână ca să aveți ratingul mai bun. Păi ce face? Mărește prețul în weekend? De ce vrea să fie doar el în weekend? A nu se confunda micul retail cu piețele volante, cum spunea domnul da? Și cu produsele tradiționale. Pentru că ei, acum nu știu dacă produsul tradițional vândut va fi poate și el plafonat. Poate s-au gândit la volumele de vânzări, că eu dacă îmi fac cumpărăturile în weekend. Sunt persoană activă. Sunt persoană activă. N-am timp când să toți facem asta, dar poate s-au gândit în ideea că magazinele mai micuțe, de cartier și mai departe, ar primi o gură de oxigen. Pentru au că... făcut o analiză, guvernanții, nu știu asta. La micul retail, să vadă care e procentul de produse românești sau produse locale în magazinele lor. Și până la urmă, cum determine asta cu produse românești? În primul rând, vreau să spun ceva. În magazinele mici nu găsești marfă diversificată, nu găsești cantitate de produs. Vă dați seama, într-un hipermarket intră poate zeci de mii de cumpărători zilnic, într-un magazin de la mic intră, nu știu dacă intră 100 de cumpărători. Când are capitalul omul să-și ia marfă. N-au capacitate să cumpere exact marfa, n-au unde să o depoziteze și n-au cum să scadă prețul la marfă atâta vreme cât el fiind deschis poate să-și pună orice adaos, pentru că omul va trebui să se ducă, e condiționat să se ducă să-și cumpere de acolo, pentru că n-au de unde să-și cumpere. De acord, eu cred că solicitarea lor vine în contextul în care s-a francizat foarte mult și avem la fiecare colț de bloc aceste francize de la marile lanțuri de magazine. Oamenii nu mai au, deci se închid pe bandă rulantă, nu mai sunt magazinele alea de cartier pe care le știam cu toții, coboram, ne știam în comunitate și mai departe, nu mai există. Și până la urmă e un atac la micile afaceri, pentru că în toată Europa aceste hipermarketuri nu sunt în mijlocul orașului și eu merg acolo în weekend, recunosc asta, dar cred că au cerut o gură de oxigen, eu la asta mă gândesc. Pe finalul discuției, domnule Coșa, ce efecte va avea măsura asta așa cum ne anunță ei că o implementează? Asta cu plafonarea la produse românești, mă refer.
Nu există niciun fel de gândire în legătură cu ceea ce înseamnă suveranitatea alimentară. Asta este o vorbă care circulă, suveranitatea energetică, alimentară și așa mai departe. Nici o țară din lume nu are suveranitate alimentară așa cum pretindu-ne, adică 100% mărfuri naționale. Există importuri întotdeauna. Problema este ca în caz de necesitate să poți să asiguri hrana populației la nivel sustenabil. Noi suntem, și lucrul ăsta se vorbește foarte rar, suntem în economie de război. Nu în sensul că ne înarmăm, nu asta înseamnă economie de război. Economia de război înseamnă o economie care are rezerva necesară trecerii prin anumite situații dificile. Nu suntem pregătiți din niciun punct de vedere. Nici dacă o să fie, Doamne ferește, un mare cutremur, nu suntem pregătiți. Nu avem rezerve, nu avem cum să adăpostim oameni, nu avem medicamente, nu avem nimic, mijloace de transport și altele. La alimente, situația este foarte dură, pentru că noi importăm între 62 și 70% mâncare, nu produse alimentare, mâncare de toate zilele. Deci în condițiile astea, suveranitatea înseamnă producție națională. Producția națională presupune un program. Presupune un program pe termen lung, pentru că noi nu mai avem irigații. Este secetă pedologică, nu mai avem producție de îngrășăminte, nu mai avem semințe naționale, totul a dispărut. Deci trebuie refăcut cumva. Asta înseamnă un consens național pe un program. Bineînțeles, nu de tipul România educată, că am văzut ce a fost cu România educată. Agresată România educată. Vorbește, două cuvinte mai am, pentru că mă revoltă. Dacă tot vorbește domnul Ciucă, domnul Ciolacu, de unitate, de suveranitate, de solidaritate, să fim uniți, să facem... Pentru ce să fim uniți? Ca să facem o listă de europarlamentari, pentru asta să ne unim efortul. Să ne unim efortul pentru ce a trebuit făcut în această țară. Aceste pregătiri de alegeri care sunt acum ne arată clar că nu există niciun obiectiv economic. Toate sunt de politică. De politicianism până la urmă. Pe ce vorbim aici? Că noi importăm tot. Absolut tot. De acord. Uitați-vă în magazine că importăm sare. România fiind cea mai bogată țară. Importăm corcodușe, domne. Corcodușe din Turcia. Corcodușe, vă dați seama în ce haldă bat jocură. Și ăștia vin și ne vorbesc toată ziua. Asta nu e politică comercială, nu este, este pur și simplu barjocor. E cuvântul cel mai bine care l-ați ales. Să importăm niște lucruri care nu au nicio valoare pentru că ele pot fi făcute aici. Sunt pur și simplu niște afaceri, niște comisioane care se iau. Altfel nu se explică. Nu se explică. Importăm miez de nuci, că văd acum în imagine, nu sunt române, sunt importați din Italia. Panac din Italia, zice Dorin. Sunt pe marginea șoselii. Urzici mai lipsește să le aducem de undeva. Bine, o să mai vorbim, eu urăsc aproape în fiecare zi. Și foarte scurt, vă rog. Nu se găsesc în cartier. La parterul blocului vedeți stăl de jocuri de noroc, farmacii și atâta. Ce face profit. Bine, hai că n-am mai vorbit de mult. Eu am o pasiune pentru doamna ministru de la muncă, doamna Simona Bucura Oprescu. Cred că nu sunt singura, și doamna Coșa, deschidem un fan club aici. Doamna Bucura Oprescu a terminat cu pensiile. A terminat, a realizat tot ce trebuia pe pensii, acum a trecut la salarii. Se ocupă de salarizarea bugetarilor și aici să vezi pe naiba, 3-in-1 va fi ofertă. Lucrăm și la treaba asta, nu doar la plafonare la alimente, avem și la salarii ceva cu bonusuri. Bonusuri de performanță, de salariile, țineți-vă bine, la bugetari vor fi 3-in-1, două tipuri de salarii, salariul cu venitul fix, o să mai avem și ăla variabilul care cuprinde sporuri, bonusuri de performanță. Hai să citesc pe doamna ministru, să nu știți că i-am pus eu vorbe așa gura iurea. Hai să vedem. La fiecare venit al unui angajat din sistemul public vom avea salariu brut de încadrare, vom avea sporurile pe care le obține datorită locului unde își desfășoară munca. La birou, doamnă. Fiindcă acele sporuri sunt date de condițiile unde își desfășoară locul de muncă, adică dacă avem un medic, urgentist sau ATI, sporul provine de la faptul că acelea sunt condițiile de muncă pe care le are. Doamne, foarte logică, doamnă, ia să mai vedem. Ei bine, îmi place, Maxim. Ei bine, sporurile reprezintă o altă componentă, dar care trebuie să se încadreze în maximum 20% pe ordonator de credite. Vom mai avea această parte care ține de un bonus de performanță, pe care angajații care îndeplinesc criteriile vor primi. Aceste criterii sunt stabilite prin lege, la nivel general și apoi de fiecare ordonator de credit. E, voilà, de vezi, Nicu Fălcoi, când o veni peste voi în Parlament, să te văd ce faci. Deci ce se întâmplă? Da. Că legea salarizării trebuia să fie gata anul trecut în iunie, parcă așa a fost, sau când? Da, anul trecut, că suntem în 2024, deci...
Bineînțeles că trebuia să fie, că de asta nici n-am luat banii din PNRR tranșa a treia, dar trecând peste chestia asta, eu vorbesc de foarte mult timp de faptul că sistemul bugetar de salarizare trebuie reformat din rădăcini. Adică avem un sistem care funcționează foarte bine și ăsta este sistemul privat de salarizare, acolo unde vedem că nu există sporuri. Da, bonusuri de performanță există și acolo, dar sporuri nu. Dacă doamna ministru îmi spune mie că medicul de la ATI trebuie să primească spor în loc să aibă un salariu clar stabilit mai mare decât ăla care, nu știu, din cabinetul de, din ambulator. Dau un exemplu, așa. Aleator aici. Nu există. Stabilești un anumit de nivel de salarizare pentru fiecare loc din acesta de muncă în parte și nu dai sporuri. Că sporurile astea au făcut atât de mult rău sistemului de salarizare din România și României în general, încât de asta avem în acest moment, avem funcționari la stat care câștigă de două ori cât câștigă președintele țării, pentru care sporuri. Da, România are 50. Și n-ar trebui să se întâmple chestia asta cu funcționarii de la stat. Eu nu vorbesc de cei care lucrează în mediul privat, nu vorbesc nici măcar de cei care, cum să zic, activează într-un domeniu care aduce profit. Dar când am funcționari la stat care câștigă de două ori cât câștigă președintele doar pentru că are sporuri, asta înseamnă că e o problemă aici. Da, domnule profesor Coșa. Și atunci, în opinia mea, ar trebui scoase aceste sporuri. Corect, păi trebuie tăiate. Da, domnule. Eu mă spăimânt când aud lucrurile astea, pentru că mi-aduc aminte de istoria pe care eu am trăit. Eram copil atunci, dar o știu foarte bine că am învățat-o. Noi am avut un domn pe care l-a chemat Simeon Zeiger. Domnul Simeon Zeiger, care venise din Uniunea Sovietică, era președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri și Salarii. Iar acest mecanism pe care îl văd acum era mecanismul domnului sale. Și anume, e un salariu fix. Dacă lucrai în mină, aveai un spor, dacă erai stahanovist, mai aveai încă un spor și așa mai departe. Totul era subiectiv ca să ridici o anumită categorie și anume trebuia să existe o proletarizare a societății. Acum văd că subiectivismul e iar la modă. Criteriile astea de performanță, cine le face și cine le evaluează? Pe ce bază? Cum sunt? Cum evaluezi munca unui funcționar de la ghișeu? Ce faci? Cum îi dai sporul? Nu, sporul vor fi folosite pentru promovarea celor care sunt aduși acolo pe criterii de partid, de rude, de așa, așa, așa mai departe. Deci este un subiectivism care arată că ne întoarcem la o, la o societate pe care eu speram că am depășit-o. Zău așa. Da, și eu am rămas uimită, Dorin Cojocaru zice, doamna ministru, că vor varia de la lună la lună, nu o să avem niște venituri fixe. De ce bază? Nu se pară, nu se pară aparatul de stat. Corect. Domnul Fălfoi avea dreptate. Dă-i un medic o leafă mai mare, nu un spor. Exact. Pentru că el se poate ziua acolo. Una sunt medicii, profesorii și ce avem noi funcționarii public de jos și una sunt aparatul administrativ de stat sau dacă iau pe agenții și așa mai departe. Dar ar trebui pe aceste categorii și grade, că și funcționarul public își dă niște grade. Da, cu examen. Pentru că dacă lăsăm la mâna șefului să evalueze performanța, când nici ei nu știu ce e performanță, sau mă uit pe la ASF sau alte, ce s-a întâmplat și cu energia, cu asigurările. Haideți să stabilim clar niște categorii de salarii, de bază, cum se spune, și ei nu știu dacă își plătesc orele suplimentare. Dar minte, acum cu bonus, sporuri și așa mai departe. Dar aparatul de stat trebuia reorganizat de un an de zile. Ei, hai, ne luăm de la Nu mă leg, pentru că din 2019 se spune că la Ministerul Agriculturii erau 731 de angajați la București, da? Și când a venit domnul Oros, a spus că va face reducere. Acum sunt 739 și în loc de 3-4 secretari de stat sunt 7. Dar sunt 7 în toate ministerele. Am înțeles. N-au schimbat nimic. Dar când strâng și ei cureaua? Că noi am tot strâns o de lipită spate. Mai au să ne mai dea nouă niște taxe. Ștefan Florescu, bine aici, domnul profesor Cușa. Păi, domnule, pe ce criterii? Adică politizarea va fi cea care va decide. Politicul, atâta. Așa cum spunea domnul Cojocaru, e campanie electorală și folclorul trebuie să fie la înălțime. Așa cum ne-au mințit, nu pe noi, pe pensionari, că le măresc pensiile și că o să ajungă peste nu știu cât timp să aibă 20-30%, așa ne vin cu folclorul ăsta că, domnule, o să se mărească salariile dându-le sporuri. Sporurile stau în pixul directorului,
Și în funcție de oamenii, că până la urmă, dacă stăm să analizăm așa pe fiecare instituție în parte sau pe ministere, pe unde te duci, găsești numai populație angajată de la partid. Pire și relații. Exact. De acolo se aprovizionează cu mâna de lucru de la partid. Da. Și atunci... Sporurile alea cine le va primi, tot politicul le va dicta. Exact. Bine, Nicu Fălcu, eu mulțumesc mult pentru participare. Foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem să vorbim și despre prețurile la medicamente. Din nou în direct, de la 1 aprilie, peste 900 de medicamente se vor scumpi, unele dintre ele și cu 35-50 de lei. Acum guvernul vine și ne spune, domnule, la pensiile care sunt mai mici de 1800 și ceva de lei, vom avea compensații sau compensare de 90%. Doamne Ștefan Florescu, cei mai afectați sunt bătrânii, pentru că pensionarii, pentru că ei sunt cei cu foarte multe afecțiuni în general și care au nevoie de medicamente. Nu știu dacă ajută. Pensionarii. Da. Nu numai pensionarii. Vă spun sincer, până să intru la dumneavoastră aici, am cumpărat de la farmacia de jos, da, două produse, 100 de lei. Deci nu vorbim că sunt foarte scumpe. Așa. Și vă dați seama, sunt și mamele tinere care au copii mici, sunt toate categoriile sociale, mai ales cele vulnerabile. De unde cumpără aceia medicamente pentru copii? Te duci într-o farmacie, dacă n-ai cel puțin 50 de lei în buzunar, nu ai cum să intri în farmacie. Mai bine te duci și cumperi, nu știu, altceva decât cumperi de mâncare, decât să dai banii pe medicamente. Dar la pensiile pe care le au pensionarii astăzi în România, medicamentele au devenit un lux. Știți cum? Pensionarul se ducea și mai cumpăra o bucățică de carne, că acum, domne, mă duc, până acum își luau de 10 lei roșii și își luau un kilogram de roșii. Acum se duc cu 10 lei și își cumpără 200-300 de grame de roșii. Adică, la bucată. Clar, da. nu mai e ce era odată și, din păcate, aici ne-a dus... Da, Dorin Cojocaru, problema aici e din cauza că s-a modificat impozitul la micro, în primul rând, se modifică și prețurile. Păi, culmea. După aia o să spună că s-au mărit prețurile din cauza celor care vând. Păi hai să... plafonăm și medicamentele, compensăm mâncarea. Păi, 90% o soluție, să compensăm, nu? Mâncarea. Nu? Compensăm o pâine, un litru de lapte și o jumătate de kil de carne, da, pe săptămână, să le compensăm, nu? Soluțiile guvernului. Da, domnule Coșa, dar ce se alege, domnule, de industria asta și de medicamente? Povestea la un moment dat șeful de la Terapia Cluj că Ucraina are mai multe fabrici pe zona asta de antibiotice și de medicamente decât avem noi și noi nu suntem în război. Sunt niște date statistice surprinzătoare. Și Ucraina și Rusia au cu o creștere a PIB-ului mai mare decât România. Ce să mai discutăm? Ei, acum, despre medicamente. Am aflat din presă că se construiește o mare fabrică de medicamente în România. Nu știu de ce va produce, cum va produce, dar oricum e un început, pentru că cea mai mare parte a medicamentelor sunt importate. Noi nu le fabricăm. Problema este viziunea despre ce stat vrea acest guvern să facă. E un stat de asistat social, pentru că până la urmă ajută pe cei care sunt într-o sărăcie aproape lucie, ca să zic așa. 1800 și ceva de lei le mai dă o compensare la medicamente, însă prețurile afectează toată societatea. Prețurile afectează din ce în ce mai multă parte, mai mare parte din societate și vorbeam de foarte mult timp că această sărăcire ajunge ca să afecteze și clasa mijlocie. Ori în condițiile astea trebuie să faci ceva ca să ori să mișorezi prețurile, ori să mărești veniturile, dar nu să dai niște bonusuri la o anumită categorie care până la urmă sigur că este într-o situație dezastruoasă și trebuie să o ajuți. Dar nu e singura categorie care trebuie să fie ajutată din ce în ce mai mult. Deci politica asta de ajutor social într-o manieră cât se poate de subiectivă, dai numai cui vrei. De ce până la 1800 și ceva și nu până la 4000 sau 3000 sau până la nivelul mediu de trai azi în România dacă ai doi copii care e în 7-8000 de lei. Deci sunt lucruri care arată foarte clar că nu există o viziune în legătură cu politica economică. Sunt niște pași care se fac într-o parte, într-o alta, nu pe linia dreaptă și care, în mare parte, au un accent electoral foarte mare. Să vedem ce va fi la anul. Pompieristic și populism. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Coșa, mulțumesc. Ștefan Florescu, mulțumesc de asemenea. Dorin Cojocaru, mulțumesc. De la Fix, în direct, va fi alături de noi și Nicu Șordan, dar avem și alți invitați, discutăm multe teme. Rămâneți aici.